Bună seara tuturor și vă mulțumesc că ați rupt din timpul vostru să ajungeți aici. Vreau să vă informez despre un lucru, sunteți la o conferință a unui partid, pentru cei care nu știu de ce s-a aflat aici. Vale, deci nu e un spectacol, spectacolul e mai târziu, dar v-am prins. Așa că va trebui să rămâneți și aici. Mulțumesc frumos! În conformitate cu prevederile statutului Partidului ADER, a fost convocată conferința organizației ADER a județului Bacău pentru a adopta o serie de măsuri care să asigure îndeplinirea obiectivelor asumate. Întrucât sunt prezenți marea majoritate a delegațiilor, declar deschise lucrările acestei conferințe. Eu voi fi, în această seară, voi fi într-o postură în care nu am fost niciodată. Să mă scuzați dacă cumva vor fi mici poticniți. Vă dați seama, n-am fost niciodată la un asemenea pupitru, cu atât mai mult să conduc cu asemenea ședință. Dar, credeți-mă, citesc mai bine decât unii din Parlament. Aș vrea să vă prezint, după intonarea imnului național, măcar un minut să lăsăm Adi, o să vă facem prezentările de rigoare. Deci, imnul național. Și să le spunem bine ați venit echipei de la București. Începem cu domnul Nicolae Ponțanu, președinte ADER. Bine ați venit, domnule. Aici este, eu am o listă și o anumită cronologie în care ar fi trebuit să prezint. Domnul Marius Cosmescu, secretarul general, din probleme foarte serioase, a trebuit să schimbe traseul de la Bacău și să ajungă urgent la București. Domnul Dragoș Zlatoianu, care ar fi de dimineață și care promite să mai rămână vă zi două pe aici, glumesc, care este vicepreședinte al Biroului Executiv Național, doamna Mariana Georgescu, domnul general de brigadă Vasile Ciornei, domnul Constantin Răileanu, general de brigadă, de asemenea. Avem aici un invitat, un prieten foarte drag de la Mănești, domnul Emilian Chițu, care se zbate, dânsul nu este de brigada de la București, dar a ținut să vină în această seară aici. Se zbate pentru firmele particulare. Este domeniul privat. Avem în cont. Să-mi cer scuze numele domnului președinte al Filiei de la Onești. Sunt fondatorul și președintele Asociației SOS Mediul Privat. Pentru cei care am preocupat și ce înseamnă SOS și cum se bate. Așa se bate. E un semnal de alarmă. SOS, da. Eu am făcut morse. Cristina Chițcan, care este președintă la femei, pe Onești, este soția mea cu care mă laud. Doamna Anca Râcui, președinta femeilor, președinta organizației femeilor pe județ, pe județul Bacău. Domnul Râcui Adrian, care este secretar general al Biroului de Femei. Și o surpriză pentru oneșteni este tentativa, să o numim până una alta, de a ajunge în funcția de primar a lui Adrian Suman. Adrian Suman.
Adrian va candida la primăria, la primăria Oneștiului, așa că s-ar putea să fie surprize, considerând că situația politică actuală este așa cum este. Mulțumesc, Nașu Țărțoacă, mulțumesc, doamne Mureanu, mulțumesc tuturor, domnul Platon, Chiriac, Gigi, domnul profesor, domnul Sandu, Elena și tuturor care, nu știu, vă uit aici, încerc să vă spun din așa. Mulțumesc tare mult, Paul Axinia, care Paul face parte din biroul nostru, mulțumesc Ifrim și mulțumesc colegilor lui Maria. Mulțumesc, Maria, trebuie să o prezint de Maria. Maria este președinta organizației Tineret și să vă spun și de ce. Este un lucru foarte important să știți asta. Are 18 ani. Continuăm. Aici ar fi trebuit să... Aș vrea să vă plictisesc foarte puțin, pentru că un pic vă voi plictisi totuși. Paul mi-a făcut un... mi-a făcut un fel, a adunat niște... Un rezumat cu situația politică, economică, socială a județului Bacău. Am să încerc să citesc acest lucru. Sunt o seamă întreagă de cifre aici. Nu-mi place foarte mult lucrul ăsta, pentru că oricum nu reținem foarte repede. Dar ce e important, vom reține. Județul Bacău face parte din regiunea de dezvoltare 1 Nord-Est, construit în baza legii. Nu contează legea, Paul. Nu citim asta. Așa. Se află între județele Neamț, Vaslui, Vrancea, Covasna, Harghita. Județul Bacău are o suprafață de 6.621 de kilometri. Conform rezultatelor recensământului din 2011, populația la județului, asta este important, în 2011 aveam 616.168 de locuitori. Pentru anul 2015, județul avea o populație de 748.866 de locuitori, cu o densitate medie de 113 locuitori pe kilometru pătrat. Deja era o ușoară creștere. Unități administrativ-teritoriale în județul Bacău sunt 3 municipii, 5 orașe, 85 de comune, cu un grad de urbanizare de 43%. Deci sunt lucrurile aproape frumoase. În economie, conform datelor Institutului Național de Statistică, din perspectiva principalului indicator macroeconomic, județul Bacău este unul din județele mediu dezvoltate ale țării. Acesta fiind plasat pe locul 12 din perspectiva PIB. În valori absolute, contribuit în anul 2013, sunt cifre iarăși aici, pe care nu le citesc, cred așa. Din perspectiva investițiilor străine acum, privite ca subscriere la capitalul social al firmelor, la nivelul anului 2015, județul Bacău are o poziție medie în context național, ocupând locul 20 din punctul de vedere al firmelor. Din 42 de locuri, noi ocupăm locul 20. Apoi, la nivelul anului 2015, județ, erau înregistrate 1937 de firme, domnul Emilian. Da, dumneavoastră le știți prea bine asta. Firme cu capital străin sunt 87,7% față de anul 2007. Deci. Apoi, ceea ce poziționează Bacăul pe locul 2 la nivel regional după Iași. De remarcat este faptul că în situația particulară a județului Bacău, o mare parte din capitalul străin este subscris la societățile RAFO S.A. Onești, care în prezent nu mai este operațională. Dacă volumul exporturilor raportate de firmele de județ în anul 2015 este aproape identic cu cel din 2007, structura acestora s-a schimbat considerabil. Astfel, în prezent, județul Bacău exportă cu pregătire textile, articole de îmbrăcăminte, 25% din totalul de exporturi, articole de îmbrăcăminte, produse din lemn, 18,9%, mijloace de transport, componente auto, aeronave, știm că la Bacău avem fabrica de avioane, mașini și echipamente electrice, 9%, produse chimice, statistici, procente, așa. Comparativ cu anul 2007, principalele produse la export erau cele minerale, adică combustibilii produși de RAFO, Onești. Paul Axinia, care ne-a și făcut acest rezumat, a fost acolo și director la aprovizionare și la desfacere oare? Și liber. N-a făcut pușcărie, vă dați seama. Glumesc, Paul. A fost prin toate alea și liber, uitați-vă, e incredibil.
Ca și forță de muncă. În regiunea nord-est, câștigurile salariale medii nete de județul Bacău au fost în permanență pe locul al doilea după județul Iași. Noi cam constant văd, suntem după județul Iași. Cu mențiunea că toate județele regiunii s-au aflat sub media țării. Evoluția câștigurilor medii salariale este în general una sezonieră, fiind influențată de lunile în care se acordă diferite premii în bani sau în natură, în special cu ocazia anumitor sărbători. Din acest motiv, în fiecare an se înregistrează un maxim în luna decembrie. Atunci, deci, se dau ceva mai mulți bani. Decalajul înregistrat între județul Bacău în țară, în ceea ce privește câștigul salarial nominal mediu, este lunar crescut în perioada 2017-2018. De la o valoare minimă de la 252 de lei, aici este un minus 10,77%, nu înțeleg ce înseamnă, Paul, până în august 2017, poftim? Față de media pe țară, este cu 10% mai mic salariul. Mai mic. Mulțumesc. Și crește până la minus 15. Da, în august 2017, la un maximum de 413 și crește până la 15,2 în aprilie 2018. Pentru luna august 2018, valoarea ratei șomajului în județul Bacău era de 6,12% față de șomajul pe țară. Pe țară șomajul este 4,5%. Bacăul, clasându-se pe un nefericit loc 8 la nivel național din punct de vedere al șomajului. Cred că acestea sunt marile noastre tristeți. Din punct de vedere social, văd aici, rezultatele astea s-ar putea să te intereseze mai mult. Rezultatele alegerilor parlamentare din 2016 în județul Bacău. PSD-ul obținea atunci 53%. PNL-ul obținea 18%. ALDE 9,3%. Și aici mi s-a trecut în paranteză. Ca o paranteză, grupul Adel Bacău își propune depășirea pragului de 10%. Ai scris bine aici. Prezența la alegerile parlamentare în 2016 a județului Bacău a fost 35,8%, total votanți pe liste 603.906 persoane. În cursul acestui an au votat la referendum pentru redefinirea familiei 21,34% dintre alegătorii județului Bacău. 129.116 cetățeni potrivit datelor centralizate de biroul electoral central. Deci 21 au votat. În țară fiind prezența la vot de 20,41. Am întrecut puțin prezența pe țară, cu un procent. În județul Bacău au fost 14 localități grav afectate de ploile căzute la sfârșitul lunilor iunie în 2018. Localități afectate au fost Sălănic, Moldova, Mănești, Comănești, Oituz, Poduri, Târgu Ocna, Mărgineni, Bacău, Ardeoani, Mângura, Scorțeni, Dărmănești, Heleciu și Onești. Astfel că un număr de 488 de case au fost afectate, 14.000 de consumatori au rămas fără curent și 160 de oameni au fost izolați. Dorim să atragem atenția asupra faptului că aceste situații sunt frecvente la nivelul județului și chiar dacă ele nu se petrec anual, apariția lor este cuprinsă între 3 și 5 ani. Fapt ce denotă că autoritățile locale și județene nu sunt pregătite în etapa actuală pentru intervenții de lungă durată, cu rezultate care se elimine această stare de caz de vinte aproape fără sfârșit. Am putea să continuăm, sunt multe de spus. Ținem totuși să prezentăm că situații deficitare sesizate la nivel de județ vor trebui să constituie un obiectiv cu prioritate zero pentru filiala noastră. Aici a fost o bibliografie de la Eugen Hârja, directorul Direcției Județene Statistică și Institutul Național de Statistică, Consiliul Județean, Agenție Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, etc. Aici, nu știu cât de mult, cred că e bine că am enumerat cât de cât această situație a Bacăului. Așa că, de ceea ce am spus, tu probabil vrei să spui ceva pe rând și doamna sau... Aici cred că s-a făcut un mic rezumat și cazul ăsta. Da. O să trecem mai departe. Aici mi s-a încurcat puțin cât e... În continuare, deci am făcut o evaluare a situației județul Bacău. Vom face alegerea organelor de conducere ale organizației Partidului
ADER și anume alegerea președintelui organizației Partidului ADER de județul Bacău. Apoi alegerea membrilor consiliilor organizației ADER de județul Bacău. Paul, aici ar fi trebuit să mă ajuți tu cu listele acelea. Care sunt? Ba da, acum trebuie, fetelor, Maria și ar trebui să ajungă câte o listă la fiecare. Da, noi sunt acolo. Lasă că sunt. Vă rog frumos. Nu astea. Sunt niște liste care le-a completat Paul și care trebuie să ajungă la fiecare. Este evident că este o formalitate care trebuie îndeplinită, având în considerație faptul că aceasta este o conferință. Așa că Vale, votează. Se vor da niște liste. Dacă aveți un pic, tăiați pe cine nu vă convine. Dacă nu aveți, nu tăiați. Dacă, chiar dacă aveți, tot nu tăiați. Aici ar fi trebuit să, după un anumit protocol pe care eu l-am văzut la București și care s-a desfășurat mult mai profesionist decât cel din seara aceasta, dar vă promit că ne vom descurca, există o comisie care propune aceste nominalizări care face o comisie care face aceste nominalizări. Așa că eu aș putea să o și citesc dacă nu. Comisia de propunere aleasă întrunită astăzi 26 octombrie 2018 a procedat la. Se vor verifica listele. Și am ajuns la următoarele liste. Pentru funcția de președinte al organizației Partidului ADER propunem pe domnul Licătițcan. Eu sunt. Pentru calitatea de membru al Consiliului Organizației Partidului ADER propunem următorii. Aici le avem. Adrian Hârcui, Adrian Suman, Paul Aximia, Sorin Suman, Lucian Grigoraș, Cristina Chițcan, Ghiță Teacă, ești și tu aici, Francesc Ionescu și Firuța Panțăru. Firuța Panțăru este doamna noastră din Bacău, care își va rezolva problemele acelea, să dea Dumnezeu să fie bine. Până la cei 15 mai sunt Dorin Bele, Nicu Sfârlea, Anca Hârcui și Maria Ema Ciobanu. Deci acesta ar fi biroul executiv al Partidului ADER. Bacău. Aici este făcută și o listă, o propunere pentru Comisia de Etică. Liga Crisca, Cristina, Paul Aximia, Francesc Ionescu și doamna Anca Hârcui. Deci pentru Comisia de Etică. Normal, acum, în pauza aceasta, nu am ajuns încă, în pauza aceasta ar fi trebuit să, este o mică pauză, 3-4 minute cât mai sunt oricum, să lăsăm să se prezinte secretarul general al partidului ADER Bacău, domnul Adrian Hârcui. Are două cuvinte, dacă ne spui, vom fi foarte bucuroși. Bună seara! Mă numesc Hârcui Adrian. Sunt de profesie inginer mecanic. Sunt căsătorit, am un copil. Mă bucur de încrederea pe care mi-a acordat-o partidul, ADER. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Acum ar trebui să vorbească președinta
organizații de femei. Două cuvinte, doamna. Și eu, da. Bună seara, Anca Hârcu mă numesc, locuiesc în Bacău, sunt de profesie inginer, sunt căsătorită, am un copil, lucrez, sunt salariată de peste 30 de ani într-o companie națională și aproape 10 ani într-o companie multinațională. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Mai este un președinte care ar trebui să vorbească? Și anume președinte la organizația de tineret. Maria Imaculată. Bună seara tuturor! Sunt onorată să fac parte din acest grup. Eu consider că Partidul ADER reprezintă o nouă respirație în politica românească. Cred că tinerii merită implicarea în această organizație, pentru că ei reprezintă schimbarea. Vom păstra cu respect moștenirea pe care o vom primi curată, fiindcă, de fapt, această moștenire este reprezentată de țară, o țară frumoasă și bogată. Vă mulțumesc pentru atenție, succes tuturor și succes și mie! Încerc să o conving că suntem acasă, că viitorul este al lor. Încerc să o fac să înțeleagă procesul acesta de votare și felul de a se, modul în care se implică. Dacă nu se implică, rămân tot ceilalți care ne-au dus până aici. Viitorul este al lor și ei trebuie să-l preia. Moștenirea aceasta, așa cum este, nu este deloc una fericită. Ei trebuie să o preia și să o îndrepte. Să îndrepte lucrurile cu o altă mentalitate. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați vorbit de bine. Aici ar fi trebuit... nu știu dacă eu am să parcurg în continuare, nu știu dacă este chiar asta cronologia, vă rog să mă iertați încă o dată, dar aș ține să îi dăm cuvântul și lui Adrian Suman, care va fi candidatul nostru, candidatul ADER-ului la funcția de primar al municipiului Ionești. Seara, Suman Adrian, după cum ați rămâncat. Îmi cer scuze că sunt extraordinar de răcit. Și dați-mi voie, sunt inginer. Și dați-mi voie să citesc titulatura completă. Poate cineva își dă seama de ce. Curajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi. Dacă sună cuiva cunoscut, este aceeași facultate a prim-ministrului țării. Și, în comparație, sunt consultant la cel mai mari firme americane de pe pământul ăsta. Sunt, deci, inginer de foraj și acum, prin înaltă tehnologie, dirijăm sondele. Sondele care nu se mai sapă ca altă dată drept. Am avut câteva încercări de intrare în politică. Ca student la Ploiești, am o poză, și vă dați seama, o poză făcută de cine? În fruntea coloanelor de demonstranți la Revoluție. Aș fi vrut să încerc cu USR-ul, care era un nou suflet. Dar fiecare dată, la 2-3 zile, am trebuit să renunț, pentru că am realizat că nu e locul meu acolo. Este o nouă șansă. Este o agresiune fără precedent autorităților împotriva cetățeanului acestei țări. Fără precedent. Deja suntem sub dictatură, nu știu dacă aveți dreptate, dar de la confiscarea banilor din bănci, de la invadarea spațiului propriu, cămin, de se întâmplă ceva groaznic și dacă nu ne implicăm, am zis că e moment. Nu neapărat că aș candida la o funcție. Pentru că partea partidului este local. Iar primul examen a trebuit să fie serios atunci să fie alegerile locale. Vă mulțumesc. Sper să,
se alăture cât mai mulți, pentru că v-aș putea enumera pe rând partidele de pe scena politică, dar nu cred, cred că fiecare le știe. Ce m-a impulsionat și mai mult a fost referendum, în care am văzut oameni de la țară, de 80, 80 ceva de ani, exprimând păreri care m-au... Deci dacă și votanții de 30 de ani, care știm pe cine votează, au ajuns la concluzia că nu se mai poate, am zis că trebuie să facem ceva. Să ne implicăm în lucrurile. Ați văzut ce s-a întâmplat în piață la guvern? La 100 de ani de la sărbătorirea acestei țări. Au gazat, au bătut oameni, au plecat în picioare. Dacă acesta este un mod de a sărbători 100 de ani, mi-e rușine pentru guvernul acestei țări. Dar vă rog implicați-vă, pentru că nu se mai poate. Deci poliție care bate minori, poliție care sechestrează oameni, care ia numerele la mașină, care s-a ajuns într-un moment în care nu cred că putem merge mai departe așa. Iar lupta nu este în stradă, este luptă politică, nu? Și dacă convingem oamenii că au o alternativă, eu cred că vom reuși. Mulțumesc! Acum ar trebui să avem o comisie de numărare a voturilor. Am să numesc eu de aici, pentru că vă cunosc pe toți. Bibi, faci tu chestia asta și cu Rob și cu Maria și Paul, tu ești șeful lor. Dacă vreți să faceți lucrul acesta, în câteva minute noi vom aștepta. Deci sunteți în comisia de validare a voturilor. Veți număra votul, vă uitați și haideți. Mergeți după Paul, vă rog frumos. Și până atunci avem un personaj foarte pitoresc aici între noi, domnul Emilian Chițu. Are să vă spună, aveți câteva minute. 5 e bine pentru dumneavoastră că v-ați deplasat cu mașina de la Moinești. Eu știu totul, eu m-am uitat la toate e-mailurile pe care mi le-ați trimis, sunt foarte interesat și vă apreciez foarte mult pentru ceea ce faceți. Și eu cred, vă spun domnul Emilian, că locul dumneavoastră va trebui să fie în viitor aici, lângă noi. Aveți 5 minute. Nu știu ce înseamnă 5 minute din 10 minute, dar eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur din suflet că m-ați invitat. Să țineți minte ziua de astăzi, 26 octombrie, Sfântul Dumitru. Ceea ce spuneam domnului Dragnea și doamnei Gabriela Firea când au fost la Moinești, o să găsiți filmulețul pe site pe sosmediuprivat.ro. Vă spun și dumneavoastră în seara asta, cu toată dragostea. De ce vă spun? Pentru că ei au în programul de guvernare un singur lucru mare, care nu... Acest lucru pe care l-au în programul de guvernare, eu nu vorbesc politic, deci rețineți, eu nu fac politică. Politica mea sau politica noastră, asociației SOS Mediul Privat, este munca. Munca, respectul față de muncă, față de cei care au mai rămas în țara românească, mai au curajul și tăria, capacitatea să investească pentru a produce bani. Și vreau să rețineți că într-un stup nu toate albinele produc miere și pe pământ nu toate muștele produc miere, numai o parte, au un program de guvernare un singur lucru, care putea să scoată în evidență și să renunțe la tot ceea ce scrie în programul ăla de guvernare pe care l-au zis dumneavoastră în fiecare seară, pe toate mijloacele mass media vorbind despre el. Să nu se mai repete greșelile din trecut. Nu știu dacă sunt dintre politicieni, repet, nu am nimic cu nimeni, 5 sau 10% care să înțeleagă acest lucru. Pentru că noi, începând din 89 și până în prezent, în fiecare zi am făcut câte o greșeală pe care am repetat-o a doua zi, a treia zi și o repetăm și în ziua de astăzi. Cea mai mare greșeală care s-a făcut în istoria acestei țări a fost distrugerea în condiții de pace
a industriei. Deci suntem singura țară din Europa, dacă nu și din lume, care ne-am distrus industria în condiții de pace, ceea ce a făcut să intrăm în cartea recordurilor. Ca fiind, repet, singura țară care ne-am distrus industria în condiții de pace. În condițiile în care multe țări din Europa s-au războit între ele și cea mai mare grijă pe care au avut-o după ce s-au războit, nu repet, nu cunoașteți mai bine, cunoașteți destul de bine care sunt, prima grijă care au avut-o după ce au terminat războiul, se repare ceea ce au stricat. Noi, și mai ales unele doamne dintre dumneavoastră și nevastă mea, după Revoluție am purtat mărțișoare în piept cu unul dintre cei care au spus am distrus o industrie plină de fiare vechi. Nu intru în amănunte. Din județul Bacău. Eu am lucrat la fabrica de prostac Buhuș. Domnul Onțanu este născut în județul Neamț. Știe cine-i Săvineștiul, cine este Buhușul, cine este... Nici nu discutăm. Afară când ne-am întâlnit, am spus, s-a întâlnit un băcăoan cu un nemțean, deci doi moldoveni. Frații mei, repet, țineți minte ziua de astăzi, Sfântul Duminică 26 octombrie 2018. Eu ader la platforma dumneavoastră. Dar în condițiile în care noi nu scoatem această lege unică și cea mai importantă lege care lipsește din totalul legilor justiției, legea protecției mediului privat, al celor care au mai rămas, repet, în țară, mai sunt în stare să muncească, să creeze, să mențină un loc de muncă, avem statuia lui Ștefan cel Mare aici. Sau cel puțin un bust al lui Ștefan cel Mare. Avem unul la Bacău, da? Câte promisiuni n-am avut noi din 89 până în prezent? Că vom trăi bine. Că vom fi urmașii lui Traian. Nu, frații mei, eu nu vreau. Eu vreau să fiu urmașul lui Ștefan. Al lui Ștefan cel Mare. Pentru că el a bătut cu pasul aceste locuri. Cel puțin Ștefan cel Mare a avut o mamă primitoare, înțeleaptă. O mamă nepărtinitoare. Când mama lui Ștefan cel Mare făcea sarmale, împărțea la fiecare câte trei sarmale. Cum se împart sarmalele acum? După ce principii? După principiul cine împarte, partea își face? Sau după principiul dă-i Doamne cu ei mai dat că orice n-are învățat? Cum? Repet, eu ader la platforma dumneavoastră nu condiționată. Deci nu condiționată. Noi trebuie să susținem această lege care, repet, este singura și cea mai importantă lege care lipsește din pachetul legilor justiției. Legea protecției mediului privat. Nu mă bag în ceea ce se discută și în structura legilor. Îmi pare rău de domnul profesor, nu ministru, de domnul profesor Tudorel Toader, care este moldovean. Am fost la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Și din 13, de la ordonanța 13, noi umblăm cu caravana peste tot. Dar a fost în mod special la Iași, la un aljun de-al dânsului, ușă în ușă cu domnul Tudorel, profesor Tudorel Toader, să caut definiția legii. Și am venit astăzi și la dumneavoastră să-mi dați definiția legii. Până când în țara aceasta, vorbim de domnia legii, până când în țara aceasta legea nu va fi ca un pansament cu antibiotic, care după ce a fost aplicat și ridicat de pe rana românului, această rană trebuie să fie vindecată, în special al celui care muncește să producă un ban, România nu va avea liniște. A venit între timp un profesor de istorie și l-am întrebat, zic, domnul profesor, ce predați dumneavoastră bobocilor de la Facultatea de Istorie? Cu ce începeți? M-a dat dânsul niște exemple. Zic, domnul profesor, până nu o să le explicați elevilor, tinerilor, că România a fost, erau zilele lui Creangă, că România a fost și încă mai este curtea peste gardul, cărea s-au uitat toți vecinii, începând de la Suleiman Magnificul, pe care dumneavoastră îl cunoașteți din filme și până în ziua de astăzi, deci s-au uitat toți vecinii care și-au dorit să moară capra vecinului, cum cei trăiesc cu cuieța lui Creangă, sugeau la mama lor capră,
pe care Dumnezeu a înzestrat-o din fericire cu trei țițe. Acum nu-și mai doresc să moară capra vecinului. Acum își doresc, deja ați văzut, au intrat deja în curte, își doresc eventual să moară vecinul, să ia capra cu tot cu trăiezi și noi să stăm în locul vietnamezilor aia doi săraci care ridicau copacul. Cum ați văzut, au venit ei, au dat pe aia la televizor că ridicau copacul. Nu vorbesc despre poporul român. Îmi spunea un domn, cu tot respectul și cu toată dragostea pentru dânsul, ce fac românii? Nu. Nu, fraților. Ăștia sunt soldații, cu ăștia de fidăm. Cum i-am instruit, cum i-am obișnuit, așa îi avem. Și pe aia cărora le ajutăm ajutoare sociale, și pe aia care nu știu ce fac. Nu. Sunt ai noștri. Dar vă rog să rețineți. Făcând, eu nu am venit, o să vă uitați singur pe site-ul Asociației SOS Mediu Privat și e păcat să nu accesați pagina video și să-mi dați un mesaj, să vă dau un material pe care l-am dat cu doamna profesor Ecaterina Andronescu după o oră și jumătate de discuții la telefon în mai mult de 4 reprize. Pentru că am sunat-o, am văzut-o necăjită după congresul PSD și am sunat-o, zic, măi, o sun ca să o consolez pe doamnă, e o profesoară. Zic, stimată doamnă, sărut mâna, cu toată dragostea, Chițu mă numesc, sunt președintele și fondatorul Asociației SOS Mediu Privat. V-am văzut necăjită după congres, în care ați spus, nu trebuia să facem alegeri, trebuia să venim cu un program de țară concret. Zic, doamnă, ăsta este programul de țară, proiectul de țară. Protecția celor care au mai rămas în țară. La care a avut, să nu spun tupeu, a avut curajul să-mi spună, și domnul Chițu, dar dumneavoastră nu vedeți câte probleme sunt în țară? Zic, stimate, doamne, cu toată dragostea, diferența dintre noi este că ne-am născut la 555 de kilometri distanță, la 4 ani diferență de vârstă, dar dumneavoastră vedeți problemele la televizor și eu le văd în fiecare zi. Când bat cu ciocanul în nicovală, în potcoapa aia pe care vreau să o îndoi. Dar dumneavoastră sunteți profesori. De cel puțin 15 ani, nu numai pe dumneavoastră, vă aud spunând la televizor sau pe mijloacele mass media că avem probleme. Dar dumneavoastră sunteți profesori. Care-i problema poporului român? Hai să o punem pe tablă și să găsim soluții de rezolvare. Dacă nu v-am văzut la tablă, doamna profesor, înseamnă că România nu are probleme. Și a rămas ca întreb. Adică, în momentul în care o să-mi dați un mesaj să-mi intre adresa dumneavoastră de e-mail și nu mă spuneți salutări din 26 octombrie de la Onești, să vă dau numai e-mailul pe care l-am dat doamnei profesor Ecaterina Andronescu. Fraților, nu se mai poate. Pe 4 octombrie anul trecut am spus domnului profesor Hader Anton, pe care îl cunoașteți. În pauza de culise la Realitatea TV la Jocuri de Putere. Domnul profesor, băgați și mie pe 7 în 13 de 2 ore în mod natural. Nu obligat forțat, cum a spus doamna ministru a muncii. Vom crește salariile în mediul privat obligat forțat. Știm puțin în literatură. Să conjugăm verbul a crește la timpul viitor. Eu voi crește, tu vei crește, el va crește. Cine va crește salariul în mediul privat? Cine? Avem cel puțin toți care suntem aici, elementele fundamentale ale economiei politice. Eu, ca om din mediul privat, asigur mijloacele de muncă, forța de muncă. Dar cine îmi dă mie obiectul muncii? Nu vreau să vorbesc cu răutate de cei care lucrați la stat, să mă ferească Dumnezeu. Dar, de regulă, în orice activitate, în special în activitatea economică, în activitatea de privată de dezvoltare a acestei țări, de realizarea micilor, mediilor și marilor obiective de dezvoltare, de interes național pentru dezvoltarea României, avem trei elemente fundamentale și o condiție. Obiectul muncii, mijloacele de muncă, forța de muncă și condiția. Condiția este să-ți încasezi tu banii pe munca prestată. La stat toate sunt asigurate astea. Nu închide nimeni contul firmei de stat, nu-i blochează ANAF-ul contul, dar la o firmă privată, mie, eu asigur mijloacele de muncă și forța de muncă. Dar dă-mi obiectul muncii dacă vrei majorarea salariului. N-am mers niciodată cu salariul minim pe economie.
Ceea ce mi se pare o absurditate să gândesc așa. Dă-i cezarului ceea cezarului și îți va da și el. Dar în condițiile astea, ce face? Tu nu ai nici măcar protecție. O să o găsiți pe doamna ministru al muncii în filmul ăla de 4 minute și 7 secunde ce spunea despre societatea pe care o conduc. Și dați-mi un mesaj să-mi spuneți care este concluzia dumneavoastră. Adică, vă spun din seara asta, se pot realiza multe, foarte multe lucruri în România, dar condiția este să ai garanția că ți-i casezi banii pe munca asta. Frații mei, încă o dată, ader la platforma dumneavoastră nu condiționată. Facem pariu. Dacă noi ne vom bate pe toate căile să promovăm această lege de protecție a mediului privat, lumea așteaptă nou. Am fost cu caravana, îi spuneam domnului președinte din 13, de la ordonanța 13. Peste tot. În Iași, în București, peste tot unde s-au ținut mitinguri. Lumea vrea ceva. Lumea vrea ceva. Dar vrea ceva în care să aibă încredere. Foarte mulți prieteni, pensionari, colegi de-ai mei, eu sunt pensionar, cotizez VASTA din 1969, mi-au spus, dar ce mă interesează pe mine, doamne, mie sunt de asta tu bani. Eu m-am concentrat câteva zile și nu mai știu cui i-am dat banii de la pensii, m-aș duce la el să-l iau. Dar aproape de Moinești, într-un sat, m-am dus tot așa de o sărbătoare și îl întreb în un nenea Ioan. Ce bani ai, Ioan? Deci, bine, doamne, cum o duci? Păi mai o cană de lapte, mai un vâzganian. Am făcut o legătură așa, că am fi un debat. El era cu legea cu oatului, cu aia. Zic, bun, dar în general, zic, da, mă, la cât de pensii să fie cât mai lung, la câți bani am cotizat la stat. Și vreau să rețineți prieteni, colegii mei pensionari. Ce mi-a spus acest om? Domnul Hinsu, nu vreau să vină într-o zi poștașul să spună, la Ioane, n-am avut bani săptămâna asta de pensii, poate ne dă săptămâna viitoare. Ce să vă spun? Să ne vedem peste tot unde vedeți caravana, pentru că această caravană noi vom începe campania de strângere din semnături, pentru că nu e nimeni interesat în țara asta. O să vedeți, o să pun pe pagina asociației ce răspuns am primit de la guvern. De la actualul guvern am primit următorul răspuns. Scrisoarea, propunerea dumneavoastră, adică noi am propus guvernului, bă, fratele meu, stai puțin. Noi am venit cu inițiativa, dar promovați voi legea, noi suntem parteneri. Mediul privat este cel mai important, cel mai mare și cel mai de încredere partener al statului în asigurarea prezentului și viitorului acestui popor. Cine nu crede, o să vadă în perspectivă chestia asta. Zic, noi am venit cu inițiativa, am văzut că aveți probleme voi în stat acolo, nu mă ne băgăm peste legile justiției, nu vă băgați peste noi ca mediul privat. Răspunsul a fost simplu. Scrisoarea, propunerea dumneavoastră a fost redirecționată Ministerului Mediului de Afaceri. De la ăla am primit un răspuns foarte simplu. Conform ordonanței de urgență, nu știu care, nu intră în sarcina Ministerului Mediului de Afaceri protecția mediului privat. Vă mulțumesc și vă aștept la susținerea acestui proiect. De fapt, domnul Emilian Chițu are mare dreptate. Și eu sunt de atâția ani, sunt pe cont propriu și am suferințele mele din punctul acesta de vedere. Cei toți care am trăit în mediul acesta privat, știm ce înseamnă asta. Acum o să-i dau cuvântul lui Paul Axinia. Paul, te rog frumos. Bună seara! Pare rău că nu sunt un obișnuit al discursurilor. Da? Asta este, o să trebuiască să fac față și acestei provocări. Vreau să vă spun că am dorit și doresc să intru în acest partid, pentru că acum două zile eram încă liberal. Pentru că domnul Chițcan, care a fost liberal cu mine, m-a convins și vreau să vă spun că printr-un singur un singur cuvânt, cucute. Eu sunt un adică viața m-a adus pe aceste meleaguri, dar sunt născut la câțiva kilometri de Cucute.
Cuputeni este o civilizație fantastică. Este cea mai veche, cea mai frumoasă și este la fel de veche ca civilizația ariană. Eu sunt inginer constructor, deci din punct de vedere al afinității istorice, nu prea am, n-ar trebui să am vreo legătură, dar credeți-mă că vizitând anul trecut Piatra Neamțu, am găsit un muzeu eneologic al culturii cucuteni. Este foarte bine realizat și 95% din artefactele care se găsesc acolo și au o vechime de peste 7500 de ani, gândiți-vă. Cu 2500 de ani înainte de Sumer, sunt fapte reale, sunt atestate. Este cea mai veche civilizație. Scrierea aici s-a inventat. Sunt lucruri deosebite. Tot ceea ce există la acest muzeu se găsește la pod. Se găsește la 5 km de această locație, pe dealurile din preajma Târgu Ocnei, Oituzului. Noi, aici, trăim pe pământul formidabil civilizații cucuteniano Turdaș. Vincea, de fapt, este cucuten Turdaș Vincea, pentru că și în Ardeal s-au găsit aceste artefacte. Facem parte dintr-o nație sublimă. Suntem mai tari decât toată Europa. Ca o glumă vreau să vă spun că la năvălirea acestui pământ minunat de către unguri, de către bulgari, toată lumea îi întreba pe localnicii de aici, bă, dar voi de unde sunteți? Și ăștia spuneau, suntem daci. Suntem de aici, suntem daci. Trebuie să ne aducem aminte cine am fost. Vreau și doresc ca una dintre problemele mari și ale partidului să fie și această civilizație. Eu vă mulțumesc. Atât am vrut. Normal, acolo s-au numărat voturile. Îi zic lui Paul, îl întreb. Paul, n-am cum să nu te spun. Zic, bă, cum facem cu voturile alea numărate? Zic că, bă, ne trebuie niște economiști. Paul, vino și citește și vedeți ce ați făcut acolo. Este simplu, sau... Da, te rog frumos. Paul va mai vorbi 2 minute. El este doar inginer. Nu economist. Doar inginer. Deci Comisia de numărare a voturilor aleasă de conferința organizației în data de 26 octombrie a procedat la verificarea buletinelor de vot și chiar dacă ele n-am folosit procedura clasică cu ridicarea mâinii, fiecare dintre cei prezenți au predat voturile către comisie și am reușit să facem o adunare. Președintele organizației, domnul Lică Chițcan, a obținut un număr de 43 de voturi din 50 de buletine. Membrii biroului executiv care nu au fost șterși de pe listă, deci lumea a fost de acord cu propunerile care au fost pe buletine, au obținut 44 de voturi din 50, într-un total de 50 de voturi liber exprimate.
Pentru membrii Consiliului Organizației s-au obținut 41 de voturi dintr-un număr de 50. Pentru secretarul general 43 dintr-un număr de 50. Iar comisia de etică 44 din 50. Eu consider că voturile sunt cât se poate de elocvente, reprezintă un început și ader. Cred că mai greu sau mai ușor am reușit să parcurgem etapa aceasta. Sunt lucruri pe care le învățăm și noi de mers. Este evident că sunt misincope, nu mai repet lucrul acesta, o să ne vedeți la anul ce bine ne vom prezenta. În continuare, ar fi trebuit să vorbească domnul Marius Cosmescu. Dânsul este la București, repet, le ținem pumnii pentru o mică greutate pe care o are familie. Așa că o să dăm, oare dacă cineva mai vrea să domnilor general, dacă vreți două cuvinte, atunci, dumneavoastră, sigur că erați, dar mă gândeam, poate era așa. Atunci, va vorbi domnul președinte Neculae Munțanu. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire. Este o bucurie mare pentru mine, vă spun cu toată sinceritatea și pentru colegii mei de la București, că suntem astăzi aici, la Onești, în județul Bacău. Trec de foarte multe ori în drumul meu către Piatra Neamț, prin Bacău și de fiecare dată mă bucur foarte mult de acest lucru. Pentru că această organizație a județului Bacău este importantă pentru noi, o întreagă echipă de la București a venit împreună cu mine să mă însoțească și să mă ajute și în același timp, împreună cu dumnealor, să îl sprijinim pe domnul președinte Ghiscan pentru dezvoltarea acestei organizații. Dar înainte de toate, astăzi este o mare sărbătoare, Sfântul Dumitru. Și le urăm la toți cei care poartă acest nume sfânt, le urăm din partea noastră la mulți ani, fericire, bucurie, să fie sănătoși, să aibă succese deosebite în activitatea pe care o are fiecare. Nu știu dacă în sală e cineva care poartă numele Sfântul Dumitru. Sfântul Dumitru, sunt toți plecați la sărbătoare. Le spunem la mulți ani. Unii trebuia să vină și în această seară aici și domnul președinte Liviu Ghiscan le-a dat învoire. Mergeți să sărbătoriți. Este foarte bine. Stimați colegi, ar vrea să dau cuvântul pe scurt la câțiva dintre colegii mei. În primul rând aș vrea să-i dau cuvântul domnului Dragoș Lătoianu, este vicepreședinte al partidului. Și are în coordonare câteva județe, inclusiv județul Bacău. Dar vom vorbi fiecare foarte, foarte scurt, ca să nu ne plictisim împreună cu toți aici și în speranța că vom spune lucruri importante fiecare dintre noi. Domnul Dragoș, vă rog. Bună seara, mă bucur că suntem astăzi seara aici la dumneavoastră, în județul Bacău. Datorită filialelor noastre din țară, putem afla problemele județelor, ca noi la București să ne gândim, să venim cu soluții, să vedem ce putem face pentru o schimbare în bine. Suntem bucuroși că am venit la domnul Liviu Ghiscan, prietenul nostru, care vă sprijini și ader la... Ader! Ader la București! Noi am fost ieri la Iași. Am avut conferința organizației de la Iași. Ajungem mâine la Botoșani. Avem conferința de la Botoșani.
după care avem județele din sudul României. Dar ieri a fost și o zi foarte importantă. La mine a fost ziua armatei. Și pentru că în conducerea partidului ADER sunt câțiva militari de rang înalt și sunt prezenți unii dintre dumneavoastră și aici, vreau să invit cu toată aprecierea pe care o am să exprime fața dumneavoastră. Și am să-l invit pe domnul general Vasile Ciornei, este vicepreședinte al partidului și în același timp este coordonatorul departamentului pentru apărare și siguranță publică. Domnul general, aveți cuvântul. Am onoarea să vă salut, bună seara, sărut mâinile. O să vă dau câteva informații despre mine, despre cariera mea și apoi de ce am aderat la ADER, de ce sunt la Onești acum. La 12 ani eram copil de trupă, după 3 ani elev în liceu militar și în anul 1987, ca tânăr locotenent, șef de promoție a Institutului de Geniu, cuceream Iașu la Brigada 3 Grenicieri Mălini, denumire Mălini, localitatea în care m-am născut, satul lui Nicolae Labiș, din Bucovina. Am parcurs toate treptele ierarhiei militare, de la gradul, să zicem, de locotenent și până la cel de general, și am lucrat la toate eșaloanele, de la eșalonul Pluton, până la o structură subordonată Ministrului Apărării Naționale. Mi-am făcut datoria așa cum cred că majoritatea de aici știți, că în armată ordinul se execută și nu se discută și sunt mândru de ceea ce am făcut. De 7 ani de zile, în mod voluntar, conduc o structură în domeniul situațiilor de urgență, adică învăț tinerii, gen Maria, studenții, dar și adulții, totul ce înseamnă dezastru. Și, în primul rând, protecția lor și a celor dragi. Este un proiect unic pe România, un proiect, în general, adresat tinerilor. Acest proiect, de fapt, m-a adus lângă un om extraordinar, este vorba de președintele nostru, președintele ADER, pe atunci primar, unul, cred că cel mai bun primar a României, da? M-a dus aproape și așa l-am cunoscut și pot să o spun cu toată responsabilitatea că este mai militar decât mulți militari cu care eu am lucrat și pe care de multe ori am avut și șefi. De ce am venit la ADER? În primul rând am venit pentru trei oameni. N-am făcut politică până acum. Mă consider un specialist, știu ce pot și pot să fac aici ce știu. Am venit la ADER pentru trei oameni cu care am lucrat, mai ales în ultima perioadă, în ultimii 10 ani, așa cum vă spunea și domnul Lică, da? Domnul Marius Cosmescu, un om cu totuși cu deosebit, un om cu suflet mare, un mare specialist în administrația publică și un director adevărat, doamna Mariana Georgescu, și pentru președintele domnul Neculai Onțan. De ce sunt aici? La dumneavoastră și este o onoare deosebită pentru mine. Am rămas uimit de cât oameni adevărați avem, de cât specialiști și ați văzut din prezentarea făcută aici, este o onoare pentru noi toți să fim prezenți, să-i ascultăm și să înregistrăm ceea ce oamenii vor. Sunt aici pentru cei doi oameni minunați, doi artiști care au zis stop muzică, trebuie să ne implicăm
și mai ales pentru cel de-al treia membru, Maria, pentru că vă mărturisesc, am un băiat, da, la 24 de ani, absolvent a două facultăți deosebite, lucrează într-o multinațională și are un supervisor care are doar liceul fără bacalaureat. Asta este România de astăzi. Și atunci Maria, Cosmin, Constantin trebuie să se implice, dar și noi, mari specialiști, ingineri, generali, ofițeri, contabili, economiști, pentru că ei trebuie să conducă. Dacă nu vom face așa, va trebui să acceptăm să fim conduși în continuare, scuzați-mi expresia, de proști. Mulțumesc și am onoare să vă spun. Mulțumesc, domnule general. Acum vreau să vă destăimui un lucru și anume că domnul general Cernei vrea neapărat să-l încorporeze în armată pe Maria. Așa că mâine, pe mine, să știți cum veți vedea îmbrăcată militară. Da. În continuare, am să rog pe domnul general Constantin Reileanu. Este un ofițer de rang înalt din armata, este militar NATO. A fost 4 ani de zile la comandamentul militar NATO din Statele Unite, 4 ani de zile la comandamentul NATO de la Strasbourg, în teatrul de operație, dar o să spună domnia sa câteva cuvinte și conduce, în calitate de vicepreședinte al partidului, conduce departamentul pentru relațiile cu NATO și Uniunea Europeană. Domnul general, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc mult. Sunt deosebit de onorat pentru a fi aici, în această sfântă zi, Sfântul Dimitrie, și mă alătur domnului președinte, urându-vă din toată inima la mulți ani celor care purtați acest nume sau cei care vă simt foarte apropiați. Așa cum spunea domnul general, am spus bine, domnul președinte, am început cariera militară la vârsta de 14 ani, sunt din Fălticeni, by the way, moldovean, la câmpul moldovenesc. După absolvirea Academiei Militare am îndeplinit funcții pe plan național, de la cel mai de jos nivel, pluton, până la onorata funcție de consilier al șefului statului major general. Am trecut prin toate structurile armatei României, am trecut prin toate gradele, de la cel de locotenent până la cel de general de brigadă. Dar cel mai important, zic eu, a fost evoluția mea internațională, total neplanificată. Nu știu dacă a fost sau nu întâmplătoare, dar s-a întâmplat. Am avut șansa, datorită vremurilor, în 1993, să fiu primul ofițer român care am absolvit un curs de stat major în Statele Unite ale Americii. Era prima mea ieșire în lumea occidentală, în așa zisa lumea civilizată, și ca să înțelegeți mai bine, plecam din Otopeni, unde erau două porți, una de acces, una pentru diplomați și una pentru ceilalți pasageri. Iar când am avut escală pe Viena și trebuia să ajung la terminalul B, poarta 41, nu venea să cred că în aeroport sunt atâtea porți. Nu mai spun când am ajuns în New York și așa mai departe. Ei, de acolo viața mea s-a schimbat complet. Am fost foarte implicat în programul Parteneriat pentru Pace al statului român, cu structurile NATO de la Bruxelles. În 2000 am plecat ca ofițer de stat major la cartierul general NATO de la Bruxelles și la Mons. M-am întors de acolo, considerat șefului statului major general, intram în NATO și avea nevoie de cineva care să-i asigure expertiză, după care am primit deosebită onoare de a înființa misiunea militară de la Comandamentul Strategic din Statele Unite. M-am întors și a urmat periculul în teatrele de operație. Așa cum a menționat domnul președinte, am fost în Afganistan, am fost în Irak, am fost în Georgia, am văzut ca ocazul și cu această ocazie am realizat că se poate și mai bine decât avem noi, se poate și mai rău. Dar ferească-ne Dumnezeu de mai rău. Acum de ce am aderat la AD?
În primul rând pentru acești oameni minunați. O familie extraordinară în care mă simt foarte bine. N-am făcut niciodată politică. Este prima dată când am contat cu membru politic. Dar am venit aici pentru mai bine. Pentru că am văzut că se poate mai bine. Și consider că experiența acumulată, ceea ce am văzut, poate ajuta partidul să schimbă ceva în țara asta. Și pe acest plan nou sunt subliniate foarte bine coordonatele pe care trebuie să mergem. Atât dumneavoastră la nivelul organizației județene, cât și noi la centru. În primul rând, încredere. Trebuie să câștigăm încrederea poporului. Din păcate, trebuie niște vremuri foarte grele. Oamenii sunt sătui. Vor altceva. Noi avem obligația morală de a arăta altceva, că se poate și altceva. În al doilea rând, trebuie să fim solidari. Solidari cu poporul. Solidari cu oamenii. Să promovăm valorile. Deviza noastră este foarte clară. Om între oameni. Haideți să promovăm oameni. Oameni adevărați. Oameni care pot. Oameni valoroși. Să dăm deoparte, cum spuneați noastră, domnul Chițu, non-valoarea, nu? Să ne punem potențialul în valoare. Și să sprijinim, să ajutăm, de ce nu, mediul privat. Care este foarte, foarte important. Și din punctul meu de vedere, cel puțin din ce am văzut în lumea occidentală, este motorul, efectiv motorul societății. Eu sunt convins că filiala, organizația, acum organizația Bacău, va obține rezultate deosebite. Aveți niște examene, avem de altfel și dumneavoastră și noi, sunt alegerile parlamentare și m-aș bucura ca tinerii, în special tinerii din această organizație, să-i vedem la Strasbourg și Bruxelles. Vine adevărat un examen în 2020, alegerile locale, domnul primar, Doamne ajută, parlamentarele și, de ce nu, prezidențiale la. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și, din toată inima, mult, mult succes! Mulțumesc, domnule general. Când, în continuare, foarte pe scurt, am să rog să ia cuvântul doamna Mariana Georgescu, este vicepreședinta partidului și este coordonatorul Departamentului pentru Relații Externe pentru Europa și Asia. A fost și a coordonat proiecte atât pentru Uniunea Europeană, cu țări din Uniunea Europeană, cât și țări din Asia, mai ales China. Doamna vicepreședinte, a răspuns. Seara tuturor. Așa cum spunea domnul președinte, coordonez în prezent activitatea pentru relațiile externe ale partidului. Sunt absolvent de relații internaționale. În anul 1979 am lucrat în două locuri de muncă. Al doilea loc de muncă a fost la primăria sectorului 2 timp de 25 de ani, dintre care 16 am lucrat împreună cu domnul Nefleanu Sănu, care acum este președintele partidului. Nu am făcut politică, decât colateral, fiind lucrând în primărie, a trebuit să particip la politică, dar eu am văzând foarte multe lucruri care se pot întâmpla în administrație și care pot ajuta sau pot distruge o comunitate, m-am decis să intru acum în politică. Timp de 16 ani, noi la primăria sectorului 2 am făcut lucruri pe care nu le-a făcut nimeni în țară, poate, lucruri pe care le-am văzut în străinătate, așa cum spunea domnul președinte Onțanu, am avut relații cu China, cu foarte multe localități, cu foarte multe zone din China, unde am învățat foarte multe lucruri și unde și care ne-au determinat să facem și noi în sectorul 2 multe lucruri. Și în paralel cu relații internaționale, răspuns și de relația cu presa în cadrul partidului și la primărie am răspuns foarte mulți ani de relația cu presa. Și i-am învățat un lucru pe colegii de la presă. Mereu îmi spuneau ce tot ne chemați să vedem proiectele voastre minunate de la sectorul 2. Că noi nu vrem să vă promovăm. Și am spus, noi nu suntem oameni de afaceri, noi nu facem afaceri la primărie ca să ne îmbogățiți. Ci noi vrem să arătăm că administrație poate să facă și această administrație creează pentru cetățeni. Și atunci să vadă și cel de la Bacău de ce cel din București de la sectorul 2 poate să facă și primarul de la Bacău nu poate să facă. De ce primarul de la sectorul 2 a putut să facă utilități pe 500 de străzi în 10 ani? De ce a putut să facă 18 grădinițe într-un singur an? Pentru că
acei copii noștri nu aveau unde să intre la grădință, de ce primarul sectorului 2 a putut să reabiliteze 4 spitale mari din București și cred că le cunoașteți, Spitalul Sfântul Pantelimon, Spitalul Colentina, spitale foarte mari, de ce primarul sectorului 2 a putut să facă 29 de parcuri în anul 2000, prelând doar 9 parcuri în sectorul 2, care erau și acelea distruse, și multe, multe lucruri pe care, repet, când eram în situația să prezentăm presei proiectele sectorului 2, nu aveam timp nici măcar 2 ore să le prezentăm pe toate. Deci se poate. Eu asta am vrut să spun în esență. M-am alăturat acum în politică, tocmai pentru că nu mai lucrez în primărie, m-am pensionat acum 1 an jumătate, dar doresc să ajut administrația locală din afară, prin politică, și cel puțin în ultimii 2 ani am constatat că politica la noi în țară nu face decât să distrugă. Și atunci este nevoie de un nou partid. Acest partid probabil că va aduce un suflu nou. Sper, doresc acest lucru și vreau să vă spun, să cunoașteți familia Chițcan, care sunt niște oameni extraordinari, îi cunosc avea de, cred că, jumătate de an, dar m-am îndrăgostit de ei ca și familie, pentru că sunt o pereche minunată, în primul rând, în al doilea rând, sunt niște oameni speciali și, în mod special, sunt niște artiști nemaipomeniți. Imnul dumnealor îl promovăm de cel puțin 1 săptămână pe toate rețelele de socializare și este extraordinar, am ajuns să-l cânt prin casă singură, vreau să-l învăț în totalitate. Eu cred și sper că la Onești sunt niște oameni dumneavoastră, oamenii care v-ați alăturat și în general în județul Bacău, cei care v-ați alăturat domnului Lică Chițcan, veți face lucruri minunate pentru județul Bacău. Citind zilele acestea despre județul Bacău în mod special, mi-am reamintit, este o zonă istorică foarte importantă. Aici sunt multe baze ale poporului român și eu cred că dumneavoastră veți readuce zâmbetul pe fețele băcăoanilor. Aș vrea ca noi când mergem în România pe stradă să ne bucurăm de fețele românilor, așa cum în străinătate vedem niște fețe relaxate și fericite ale trecătorilor pe stradă. Eu vă mulțumesc, vă urez mult succes și vă asigurăm că vom fi alături de domnul Lică Chițcan permanent. Numai bine! Mulțumesc foarte mult, cu siguranță că data viitoare doamna vicepreședinte ne va vorbi și despre relațiile internaționale pe care le avem în Uniunea Europeană și în alte țări, inclusiv demersul pe care o facem noi cu PESO. Stimați colegi, foarte pe scurt, când am văzut că tot am venit până aici la Bacău, în județul Bacău și la Onești, și vreau să-l felicit pe domnul președinte Lică Chițcan pentru modul elegant și frumos în care a organizat această conferință, dar să-l felicit și pentru că n-a avut unanimitatea de voturi. Deci am fost ieri la Iași președintele unanimitate. Secretarul General, unanimitate. Consiliul, unanimitate. Biroul Executiv, unanimitate. Comisia de Cenzură, unanimitate. Comisia de Etică, unanimitate. Domnule președinte, vă felicit că instaurați democrația adevărată la Bacău. Felicitări! Felicitări! Stimați colegi, fără îndoială că oamenii se întreabă dacă mai era nevoie și de un alt partid. Și este o întrebare justificată, nu? Și domnul Chițu, aici, în discursul domnului sale, spunea că se va alătura acestei platforme politice. Și atunci noi avem datoria să explicăm, până la urmă, de ce era nevoie să ființeze un nou partid. Și cum putem explica mai bine, dacă nu, arătând diferențele care există între noi și principalele partide. PSD, PNL, ce mai e, ALDE, USR, Cioloș și așa mai departe. Și atât că domnul viitor primar de la Onești, și sunt sigur că va fi, uitați-vă la dumnealui, va fi viitorul primar al orașului Onești. Și îi vom acorda tot sprijinul, și de la București, și colegii, toți de la Bacău, ca într-adevăr, aici la Onești, să avem un primar al partidului nostru. De pe acum vreau să vă felicit. Sunt sigur că veți face o echipă excepțională aici. Felicitări! Și
întrebarea se pune în felul următor. Prin ceea ce ne deosebim, și plec de la domnul viitor primar, ce stat ne dorim noi să avem în România? Dorim să avem un stat democratic, în care oamenii se simtă bine, să aibă un cuvânt de spus, să aibă o tribună la care poate să se adreseze, să aibă parteneri de dialog, nu? Sau un stat represiv, cum foarte bine spunea aici domnul viitor primar. Un stat care își reprimă oamenii, care atunci când vor ieși sau ies la o demonstrație, se aștepte imediat cineva care să ia în primire. Fără îndoială că mulți dintre noi vor spune, doamne, bine le-a făcut. Și am auzit pe mulți zicând așa. Dar au ieșit cei din diaspora, dar n-au fost cei din diaspora. Apropo de a fost 5%. Când nu veneau românii din afara României, din Europa, 100 și ceva de mii de oameni sau 200 de mii să manifesteze în fața guvernului României. Nu veneau. Era luna lor de concedii și fiecare își vedea de treaba lor cei care au venit în România cu locuințelor, cu familiilor și mai departe. Și s-a aruncat asupra diaspora această sintagmă foarte, foarte, care îi dezavantajează. Dar și-au fost bătuți. Când vor ieși pensionarii să-și revendice drepturile, li s-a tras acest semnal, li s-a dat acest semnal. Veți fi și voi bătuți. Când vor ieși intelectuali, profesorii, ca să-și ceară drepturile, veți fi și voi bătuți. Atenție! Dacă vă ieși și voi, polițiștilor, să vă cereți drepturile, jandarmii noștri vă vor bate și pe voi. Ei nu, pentru că în ordinea și siguranța publică, lucrurile sunt împărțite. Poliția asigură menținerea siguranței publice, iar jandarmeria asigură restabilirea siguranței publice. Deci, jandarmeria, până la urmă, are ultimul cuvânt de spus. Deci, ce fel de stat ne vrem noi? Eu cred că ne dorim fiecare dintre noi un stat democratic. Un stat în care să putem să vorbim. Un stat în care oamenii să poată discuta principalele probleme ale României. Să îndreaptă România într-o direcție bună. Pe toate sondajele de opinie și dacă îi întreb pe oameni, spun că nu. Că nu e direcția cea mai bună în care se îndreaptă România. Bineînțeles că nu vom găsi niciodată unanimitate. Dar trendul este de asemenea manieră. În al doilea rând, prin ce ne deosebim noi, Partidul ADER, de actuala guvernare? Eu nu vreau să mă refer la Dragnea, la Viorica Dăncilă și mai departe. Vorbim de guvernare. Pe modelul de dezvoltare pe care îl aplică actuala guvernare în România, este un model defazat de ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are un model de dezvoltare bazat pe investiții care asigură o sustenabilitate a resurselor și a veniturilor și poate să-și asigure banii pentru cercetare, pentru invenție, pentru sănătate, pentru armată, pentru învățământ pe termen lung, fără să aibă vreo sincopă. Iar modelul nostru de dezvoltare, din păcate, este un model de dezvoltare bazat pe consum și după noi potop. Vor veni alegerile din 2020, ne-a anunțat că în 2021 s-ar putea să tripleze pensiile și... Dar de ce nu se triplează ele în 2020 sau în 2019? Adică după ce vor trece alegerile. Deci nu este în regulă. Va fi o situație foarte grea pentru România și mai ales pentru cei care vor prelua la un moment dat guvernarea țării. Prin ceea ce ne mai deosebim noi de actuala guvernare, că despre ea vorbim în primul rând, spune la modul cel mai demagogic, dar și celelalte partide, români, veniți acasă, întorceți-vă, fără însă să le ofere nici o șansă. Veneam și spre Iași, și spre Bacău, și vedem satele depopulate, iar această depopulare este crește în fiecare zi. Forța activă de muncă a României, 4 milioane de români sunt plecați. Și cine sunt acești oameni? Sunt cei
cu vârste cuprinse între 20 și 23 de ani până la 50 de ani. Deci forța activă care împinge societatea înainte, care muncește, de la muncitor pe șantier până la inginer, cercetător și așa mai departe. Deci România își pierde principala resursă de dezvoltare. Forța de muncă calificată și non-calificată. Ori nu putem merge doar pe aserțiuni demagogice. Veniți români în țară. Am fost nu de mult la Roma și ne-am întâlnit cu... pentru că avem mai multe filiale și în străinătate. Avem o filială, o organizație a Partidului Adel la Londra. În special este formată, este o filială studențească. Foarte mulți români care studiază în Marea Britanie. Avem cea mai puternică organizație în Italia. Și la Roma ne-am întâlnit cu muncitori, cu oameni de afaceri, cu patroni, mici patroni români care își câștigă acolo existența. Și ne-au spus, ne chemați în țară, la ce să venim? Pentru că noi aici muncim de dimineață până seara. Nu este ușor deloc. Le dor de țară, le dor de familie. Lucrează de luni până sâmbătă, la sfârșitul zilei. Greu. Dar ne-am făcut aici o familie. Ne-am cumpărat o casă. Copiii noștri deja sunt la școli aici, în Italia, în Roma și așa mai departe. Unde să ne mai întoarcem noi? La ce? Ca să fim, murim de foame? Să fim șomeri? Avem o situație aici. Deci trebuie făcut ceva în mod esențial. Și din punct de vedere al guvernului, al programului de guvernare, în România este nevoie de un plan național pentru convergență regională, pentru coeziune regională, așa cum este la nivel european, ca să asigure dezvoltarea, coeziunea socială, coeziunea de dezvoltare la nivel european. Așa și aici, județele. Această regiune este cu cel mai redus nivel de dezvoltare și, din păcate, fără perspectivă, că și-a distrus propriile industrii în 30 de ani. Și avea, slavă Domnului, industrii puternice, productive, de înaltă performanță. Ori, din păcate, trendul este mai puțin favorabil. Prin ce ne mai deosebim noi? Și aici sunt pe aceeași lungime de undă și avem aceleași aprecieri cu mare și domnul Chițu. Firmele românești sunt hăituite, efectiv, de autoritățile statului. Nu poate un român să aibă o mică întreprindere, să facă o mică societate comercială fără să nu intre peste el, începând de a doua zi, ANAF-ul, cei de la Inspecția Muncii, cei de la toate instituțiile astea, de la Protecția Consumatorilor și multe altele. N-au nicio șansă. 80% din capitalul românesc îl formează capitalul străin. Și având în vedere relațiile de proprietate, profiturile de unde se duc? Să fie, bineînțeles, în străinătate. Și alimentează bugetele țărilor europene. De aceea nu avem noi autostrăzi și nu putem face autostrada Iași-Târgu Mureș, nu putem face autostrada București-Iași-Bacău, să ajungem pe de la Suceava, dacă vrei să ajungi la Dorohoi, e dezastru. Adică trebuie să ai o mașină cu șenile, cu șenilate trebuie să mergi. Și ne pregătim, trebuie să ajungem la Botoșani. Prin ce ne mai deosebim? În programul de guvernare, foarte pe scurt, ca să nu lungim lucrurile, pentru că ele s-ar putea discuta mai pe dar. În programul de guvernare, conform strategiei de educație parentală, ministrul PSD spunea că familia ca atare trebuie percepută ca două moduri de viață viabile, inclusiv pentru persoanele de același sex sau persoanele de sexe diferite. Cu alte cuvinte, trebuie să educăm copiii, asta era educația care dorea să introducă în școală, că această diversitate este onorabilă și trebuie respectată mai ales. Iertați-mă, dar eu, poate mulți alții, eu nu mi-ar place să văd doi bărbați care se sărută. Să o facă unde vor ei, dar nu în public. Nu mi-ar place de asemenea să văd două femei care la fel se sărută. Este problema lor. Nu ne interesează pe noi, pentru că în primul rând au o problemă medicală. Și în Statele Unite, și în România, și peste tot, probabil că 5, 6, 7%, 10%, mai mult sau mai puțin, sunt oameni care au asemenea problemă medicală.
Dar aici nu trebuie înțeles că marea majoritate a românilor trebuie să accepte și numai că să accepte, dar să și respecte o asemenea situație și să devenim și noi la fel. Nu dorim acest lucru. Suntem pentru morala creștină și pentru familia tradițională. Și dacă vorbim de referendum pentru familie, toți au spus că a fost o adevărată tragedie. Că a fost un mare insucces. Eu spun că a fost un mare succes. De ce? Pentru că organizarea n-a făcut-o poporul român, nici Biserica Ortodoxă, nici nu știu cine. Organizarea a făcut-o statul român. Și așa cum lucrează el, și acest referendum l-a organizat foarte prost. De aceea n-au venit oameni să voteze, pentru că nici n-au știut de pentru ce și nici n-a fost organizat deloc. Poate a fost organizat de asemenea manieră ca oamenii să nu vină. Dar din cei care au venit la vot, și v-aș vrea să rețineți, 91,6% s-au pronunțat pentru căsătoria tradițională dintre un bărbat și o femeie. Extrapolând la nivel național, înseamnă că peste 90% dintre români sunt pentru această valoare a familiei. Deci nu trebuie să ne îngrijoreze acest lucru, pentru că au politizat totul. O dezbatere politică pe aceste lucruri. Și multe, sunt și multe alte asemenea deosebiri între noi și ei. PSD-ul, din păcate, dacă vorbim de partide, este la nivel național. Este la nivel național, este în picat și este vedet. Nu știu foarte bine cum este la Bacău, dar acest trend de descreștere este evident și lipsa speranței pentru și a încrederei pentru ca PSD-ul să poată să ofere o perspectivă pentru România. Și a epuizat resursa și politică de a face ceva bun și de viitor pentru România. Din păcate spun că sunt doi ani de zile care pătimim cu toții și mai suntem că vreo 2 ani de zile până la alegeri în care la fel vom pătimi cu toții dacă nu se va întâmpla ceva semnificativ în România. Noi vom participa la toate alegerile care vor fi. Și ați văzut. Eu am mare încredere în domnul președinte Lică Chiscan și îl rog să facă această organizație de la Bacău după chipul și asemănarea dumneavoastră. Să nu intrăm în clișeele și de la București sau din altă parte. Pentru că sunt lucruri care ne diferențiază total de la zonă la alta. Aveți aici oameni foarte buni, cu mare experiență de viață și nu numai. Aveți și tineri de asemenea foarte, foarte buni. Trebuie să construim ceva temeinic, să nu apelăm la populism, pentru că nu este bun, pentru că nu vom reuși să facem, dacă venim cu lucruri fantasmagorice, să le spunem oamenilor 3, 4, 5 proiecte mari pe care le vom face și pentru care ne vom bate să le realizăm. Și cred că suntem în măsură să facem acest lucru. Acum, legat de alegeri, trebuie să stabilim următorul lucru. Ne place ce au făcut administrațiile până acum în județul Bacău și în Onești și în celelalte orașe. Dacă ne place, ne aliniem celor care conduc. Dar faptul că suntem aici, parcă îmi spune, îmi transmit un mesaj că nu prea ne place și că Bacău, județul Bacău are un potențial și, într-adevăr, are un potențial uriaș de dezvoltare dacă ar avea la nivelul conducerii oameni luminați, cu viziune și cu dragoste puțin de România. Pentru că noi trebuie să refacem acest mesaj legat de patriotism, de dragoste față de România, de conservarea valorilor culturale ale românilor. Și mă bucur foarte mult din inimă, vă spun cu sinceritate, că în fruntea organizației de partid a județului Bacău este un om de talia domnului președinte Lică Chiscan. Felicitări, domnule președinte, din nou. Trebuie să ne organizăm mai bine, pentru că celelalte partide, dacă vorbim de PNL, PNL-ul, din păcate, leadership-ul este ieșit din istorie.
dacă brătinii, cei care au făcut vorba aceea, lucruri mărețe pentru România, care unul din ei i-ar scoate capul să vadă cine conduce PNL-ul, cred că ar intra repede la loc. Celelalte partide, USR-ul, i l-a părut, a fost o construcție practic artificială, încearcă acum să facă un gemonagio, cum spun italienii, o unificare cu cei de la al lui Cioloș. Cioloș va înființa și se va înființa, deci nu peste mult timp, Partidul Mișcarea Împreună pentru România. Pe buletinul de vot va apare MIR, Mișcarea Împreună pentru România. Și oamenii când se vor duce să voteze MIR, când vor vedea MIR în căsuța de vot, unde trebuie să pună ștampila, ce se vor întreba? Se vor întreba unde a fost și de ce domnul Cioloș, când s-a propus legea de mărire a pensiilor și salariilor în Parlament, domnul Cioloș a atacat această lege la Curtea Constituțională. Deci n-a fost de acord. N-a fost de acord ca să mărească pensiile și salariile românilor. Și oamenii îl vor întreba. Și cu siguranță că nu vor pune ștampila pe MIR. Îl vor întreba, bineînțeles, și dacă atunci când a fost comisar european atâția ani de zile. Acum întreagă să fie spus, se spune că era din partea României, dar nu era, e român, dar nu prea era acolo din partea României și mulți dintre noi știm acest lucru. Comisar european pe agricultură, se conduce agricultura Europei atâția ani de zile, iar agricultura României să nu aibă nici cel mai mic profit, dimpotrivă. Ce a făcut MIR pentru România? A făcut MIR. Da. Sunt multe lucruri de spus. De aceea eu vă îndemn și aveți toată încrederea că lucrurile se vor schimba radical. Nici nu vă vedeți seama cum se vor schimba. Numai împărățiile cerești sunt veșnice. Cei care sunt astăzi, conduc administrație, sunt președinți de județe, se cred pentru totdeauna acolo. Vor dispărea. Nici nu vă veți mai aminti numele lor. Pentru că n-au făcut nimic semnificativ pentru români și pentru concetățenii lor. De aceea eu vă îndemn să aveți încredere. Eu cred în domnul președinte Lică Chiscan. Este un om valoros care știe să mențină echilibru, știe să mobilizeze oamenii. Este un român adevărat, este un patriot român și am foarte mare încredere în succesul organizației noastre din județul Bacău. Dumneavoastră veți fi cei care, nu peste mult timp, trebuie să desemnați care este candidatul de la primăria municipiului Bacău. Că de la primăria de la Onești, îl știm deja din această seară și vă felicităm. Avem câte comune? Multe. După Iași aveți doar câteva comune mai puțin. Vom avea nevoie de candidați de primari la toate 84. La 84 de comune. Deci avea nevoie de 84 de candidați pentru funcțiile de primar la aceste comune. Veți avea nevoie de 37 de consilieri județeni pentru Consiliul Județean Bacău. Veți avea nevoie de 31 de propuneri pentru Consiliul Municipal Bacău, pentru Consiliul Municipal de la Onești și de la celelalte orașe din județ. Deci aveți nevoie de foarte mulți oameni de bună calitate și mergeți pe această linie de a vă alege oamenii care într-adevăr să vă reprezinte. Și cu această forță veți vedea că ADER-ul va avea un loc foarte important în administrația județului Bacău. Și cu cât vom avea în mai multe locuri asemenea oameni, cu atât și România își va arăta fața ei frumoasă. Și anume aceea potențialul ei de creștere care se asigură pentru locuitorii săi un trai mai bun și o speranță de viitor. Vă mulțumesc foarte mult și vreau să mă iertați dacă ne-am lungit puțin cu discursurile noastre, dar poate că în acest loc frumos pe care l-a ales domnul președinte Lică Chiscan și prin culoarea cuvintelor și importanța cuvintelor, parcă timpul a trecut ceva mai ușor. Vă felicit și vă doresc în continuare mult succes. Vom fi lângă dumneavoastră pe tot acest parcurs al activităților noastre comune.
felicitări și vreau să îl felicit pe domnul Lică Chiscan, a fost ales președinte, este o mare responsabilitate și va trebui toți dintre dumneavoastră să-i dați un mână de ajutor. Această echipă puternică, la care s-au adăugat și mulți alți oameni, să schimbați în bine fața județului Bacău, orașului Onești și a celorlalte orașe și municipii din județ. Felicitări și mult succes! Vă mulțumim foarte mult! A fost o mare plăcere pentru noi să vă întâlnim, să venim la dumneavoastră. Ați uitat să precizați că s-a alături și asociația Județului. Am înțeles deja, gata, am înțeles, sigur că da. V-am considerat deja și vă considerăm partea acestui proiect. Chițu Chiscan, aici. Eram pe aceeași parte, la catalog. Da, da. Știți cine a spus prima dată în istoria acestei țări? Cei care și-au ales să trăiască și să muncească în altă parte. Știți cine a spus-o? Domnul Cioloș. Avem un simpatizant deja aici. Deci cei care și-au ales să trăiască și să muncească în altă parte. Eu ții rușurile, vă rădicolă. Domnul președinte, descuvânt. Au avut de ales, nu se puneți. Dar niciun de unul e sănătos, eu sunt unul dintre sănătos. Știu că e prietenul dumneavoastră. Da, spre tine. Vă mulțumesc tare mult. La sărață de mai jumătate. Credeți-mă că am o stare minunată. Romica, tu știi, noi am cântat în fața la 10.000 de oameni, la 5.000 de oameni la Polivalente. Cred că eram mai puțin emoționat. Veneam acolo, știam ce am de făcut, lumea ne știa cântecele. Aici este altceva, este o implicare care mi-o asum și credeți-mă, sunt pasionat de lucrul acesta. Vorbeam cu Cristina acasă. Nu fac lucrul acesta pentru că... Nu fac lucrul acesta pentru că am nevoie de ceva. S-a întâmplat că odată într-un periplu, să spunem așa, cu membrii Partidului ADN, Nordul Moldovei, am cunoscut niște oameni minunați. Domnul Ciornei, domnul Răileanu și, desigur, domnul președinte Onțanu, doamna Mariana, și nu mai spun Crenguța și cu Dragoș și Marius Cosmescu, care, despre Marius, vă putem spune că este bine. Da? Am văzut pe Facebook, da. Deci s-a rezolvat o problemă foarte mare cu o nepoțică. O nepoțică a avut un mic accident și a trebuit să plece repede. Este prietenul nostru, este un băiat de nota 100. Vă mulțumesc tare mult și vouă că ați venit aici. Contează foarte mult. În câteva zile, cred că am dat câteva sute de telefoane. Imaginați-vă că sunt lucruri pe care eu nu pot să le înțeleg. Mulțumesc, Nelu Mihalache, că ai venit. Ești un drăguț. Am vorbit cu oameni. Se asociază, spunea domnul președinte la București, se asociază termenul acesta de politician. Eu încă nu știu dacă sunt politician. Eu sunt un om care vrea să facă ceva. Nu știu ce vreau să fac. Bine vreau să fac, în general. Se asociază termenul acesta de politician cu prost și hoț. Deci uitați-vă aici. Eu ar trebui să fiu prost și hoț. Credeți-vă, nu sunt nici într-un fel. Sunt politicieni care sunt aproape geniali. Sunt politicieni geniali și oameni de mare, mare calitate și cinstiți, care aproape și-ar da haina de pe ei și altruiști adevărați. Deci ar trebui puțin redefinit termenul acesta. Sigur că în conjunctura actuală, termenul de politician a fost rău josit. Poate am văzut și pe internet, văd tot felul de definiții date termenului de politician. Cred că ADR va trebui să stabilească, cum de multe ori spun, să scriem un fel de istorie, dar să o scriem altfel. Noi vom scrie istoria puțin altfel, în care vor dispărea termene și vor dispărea neîncrederea. Acolo sus, în spate, termenul acesta avea încredere. Va dispărea neîncrederea aceasta. Va dispărea ura dintre oameni și chiar să ajungem de nou acolo în care să redefinim termenul acesta de iubire și de prietenie, de sinceritate, de altruism, de muncă și de conștiinciozitate, nu în ultimul rând.
Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Aș fi vrut să vă pomenesc pe toți, Găbiță și Mihaela, vă mulțumesc și vouă. Sunteți foarte drăguți că ați ajuns aici. Mulțumesc fiului meu, care nu știu pe unde este. Mulțumesc, Mirciulică. Eu promit că voi încerca să fiu un exemplu pentru voi. Eu am să învăț și am să transmit ceea ce învăț de la cei mai învățați decât mine, am să transmit mai departe. Vă mulțumesc din suflet tuturor, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc! SOS Mediul Privat. Ține în hotare România mare, prinși în coraste.